Regina, m-ai strigat? Bă, Regina! 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 Te fă dracu de aici. Pă, hai să zic ceva. Să ne mai ascundem pe după cireș. Da? Că oricum e destul de roșii buzile tale. Deci să ne mai ascundem după cireș. Și zi, fata mea. Zi, eu știu că ți-a plăcut, că nu m-ai uitat, că nu pot să mă uit. Dar zi, fă, zi ce vrei. Hă? Eu m-am schimbat, Fefi. M-am simt altfel. Te-ai schimbat? Da. Știi ce cred eu? Cred că ești tot țiganul ăla burt. Ce-i zis? Și știi ce nu pot eu să uit? Că din cauza ta era să moară tata. Păi dă-te dracu de aici cu era să moară tactul, că nu era să moară tactul, că dacă îți zic eu una, că tatu trăiește acum datorită lui Gianni, că inima lui e în el și Gianni e mort. Și tu zici mie că nu trăiește, că tatu era să moară. Ce tu te întorci atâta? Vrei să zic de ce te-am chemat? Păi zici, de ce m-ai chemat? Că tot îl dai la întors așa, vă întind. Nici nu trebuie să zici nimic, pă. Dacă vrei ceva, trebuie să... Nu trebuie să zici. De ce nu... Stai, acum. Știu, tata, a ascultat la mine. Puțin. Azi, la spital, făcut doi pas. Mers puțin. Dar tu ce ai avut? Întâmplă ceva? Nu, de ce? La mine, cunoscut la tine, voș. Te ridici, e un pic strâmb. Ce moane e tot, uite. Băi, Paolo. Opa! Băi, Paolo, greu e să trăiești ușor. Păi da, mă? Frumos, mă, e. Auzi, Gigi. Are tot ce trebuie. Încă o dată, brava. Așa. Dacă o să crească foarte tare acțiunile. Așa. Hai să lansăm așa un zvon de să-i turbăm, să-i tâmpim. Așa. Că ești bolnav. Ce? Pușchea pe limbă, ce? Mă, un zvon, mă, Gigi, mă. Dacă vrei, băgăm una mai tare. Să le plimbăm mințile. Că avem probleme cu banca, ha? Adică, se pică dacă iese așa un zvon că avem probleme cu banca, scad acțiunile. Păi da, și? Cum și, dumne? Dacă scad acțiunile, înseamnă că... Înseamnă că se pot vinde. Păi da. Hai, dezvoltă. Dacă ajung la jumătate de preț,
Păi le putem cumpăra noi. Păi vezi, mă, Gigi. Așa fac, mă, americanii. Înțelegi? Americanii? Când crește valoarea acțiunilor, crește ca pâine, așa? Bagă zvonul, fraierii se sperie și băieții deștepți și șmecheri le cumpără și scot profitul. Păi, eu îi dau dracu pe americanii ăștia, deștepți, mă, deștepți. Ei au grijă de toate, se gândesc la toate, știi? Da, eu de-aia îi și invidiez, dar îi și urăsc. De înțelegi? Ce? Da. Asta, chestia asta cu drepturile omului, mă omoară pe mine. A ajuns Obama, președinte. Îți dai seama că există pericolul să ajungă generică? Uite, generică ăsta al meu, ăsta să ajungă la Cotroceni? Păi și care e problema, mă? E o băiat deștept, ce? E medic? E taci, domnule, e țigan, măi. Și? Păi țigan ce? Care, Gigi? Care e, mă, diferența între țigan și nețigan? Nu e niciuna, mă, Gigi. Gigi, știi, mai e la fel de bine ca și mine. Banii conduc lumea, nu politicienii, nu. Paolo, aici e vero. Am vorbit italienește, vezi? Eu nu știu italienește, că știi tu românește, că tu vă că ai învățat perfect. Păi da, mă, au profesori. Da, doamne. Buni. Trebuie să avem grijă, doamne, să dezvoltăm imperiul ăsta al meu, că... Como? Al nostru, adică. A. Nu că... Eu, știi, puterea obișnuință, mă mai agura pe dinainte, așa, imperiul de un brav. Ia, mă, bombona, că tu conduci. Ce faci? Ce vrei, mă? Dă-te, mă, să trec și eu. Unde să trec, mă? De aici. Să unde vrei să te duci? Acolo, la perniță, ce? Acolo. Unde le închisui, mă? Ce perniță? Ce vrei, acolo, unde perniță? Vreau să beau și un pahar de șampanie. Păi de unde șampanie? De unde șampanie? Nu mai e, du-te, cumpără-ți dacă vrei. Hai. Nu să-ți dau noi din mine. De aici cum să-ți dau? Du-te, cumpără. Hai, mă, lasă. Du-te și ia un... Hai, bă, du-te după șampanie. Du-te și ia o sticlă de șampanie. Iau două, că sunt aici, atunci. Ce-a întâmplat, spus? Sunt un pic obosită. Că nu te toi dă dinții. Și îți miorcă în noaptea. Am mintit că la noroșele și dinții la fel plâns, mult. Tăticule, hai că nu mai pot să vorbesc. Venit mâine spital. Implorat la tine. Venit spital vorbit. Venit? Te-ai împăcat cu neastate? Da, m-am împăcat cu el. Proastele norocite și tâmpite care sunt. Curvă. Iartă-mă, dar n-am vrut să te supăr. Pulsul este neregulat. Da, este gravid. Da, s-a vărșit. Hai, dați-vă o parte de aici. Luați-o și duceți-o la ecograf. Trebuie să vedem ce ai cu copilul. Hai, repede. Haide, domnule, să te ajute la ecograf. Și voi să ieșiți afară și să nu vă o gura. Gata. Hai, dăm cheile să mergem. Nu sunt nici ok. Te rog frumos, hai să mergem. Nu mergem nicăieri. Stăm aici. Bine, stăm aici. Stăm aici.
Stai, mă, liniștește-te. Liniștește-te. Măi, din cauza mea și ideilor mele cretine, numai eu sunt de vină. Liniștește-te, n-a fost vina ta. N-a fost vina mea. N-a fost vina ta. N-a fost, n-a fost vina mea, nu-i așa? N-a fost vina ta. Că nu eu am pus-o pe proastă să nu se asigure când trece strada. Mașina dacă a atins-o. Exact. De-abia a atins-o. Da. Ok. Bine, hai să mergem, te rog. Hai, dăm cheile. Nu dau nicio cheie, nu. Nu, lăsăm mașina aici și mergem cu un taxi. Mergem la spital. De ce să mergem la spital? Ca să vedem cum e. Vrei să-ți sară rudele în cap? De ce să-mi sară rudele în cap dacă eu n-am făcut nimica? Cum o să dea vina pe tine? O să dea vina pe mine? Normal că o să dea vina pe mine. În moment ce eu am fost de vină, adică și eu aș fi făcut la fel. Eu de unde să știu că el vine cu nevastă sa? Gata. Uite, o să dăm un telefon la spital și o să vedem ce s-a întâmplat. O să ne dăm de rude apropiate. Ce faci? Mă, Armando, m-au găsit pe Regina. Mă, nu îți dai seama ce chestie nasoală. Mă, tu nu înțelegi că nu e nicăieri, am tot căutat-o. Dar du-te fă la ea în cameră, vezi, poate fi cu ăla pe acolo, joacă fața ascunsă, le-ai pus un pat pe undeva. N-a văzut-o nimeni, că eu am tot întrebat și nimeni n-a văzut-o. Stai, fă, că zic eu acum, dacă e. Uite, fă, cât timp e ăsta în casă, nu mă interesează, ai înțeles? Mă, tu nu înțelegi că Regina nu e? A dispărut. Fă, de când țip tu la mine? Tu vrei să te joc în picioare? Ce dracu nu pricepi? O fi pânșatră, dracu s-o ia. Ce e prima oară când dispare? Unde mă duceți? Cine sunteți? Vă rog, ziceți-mi ce vreți. Vreți bani? Dacă vreți bani, donoare foarte mult bani. Dacă îți fac bani, doar lăsați-mă să plec. Vă rog, mă lăsați să plec. Vă rog, să mă lăsați. Mă rog, nu mă dați-mi drumul. Dați-mi drumul. Mă rog, dați-mi drumul. Dați-mi drumul, mă, dați-mi drumul. Lăsați-mă drumul. Basta! Calmă-te! Lăsați-mă să plec, vă rog frumos, să mă lăsați să plec, vă rog eu frumos, să mă lăsați să plec. Sile! Ce faci, mă? Unde ești? Și când te întorci la șatră? Să treci aici până la casa lui Don. Da. Cu cine ai vorbit, fă? Cu fratele. De ce? Să adune comandouă să o caute pe Regina. Auzi, Fălenții, dar tu ce ești? Tu șef de trib, dai comenzi, adun brigăzi. A? Faci așa de capul tău? Armando, iartă-mă, eu n-am vrut să te supăr, dar mi-e frică și mie pentru Regina, fac grijă. Ea n-ar fi plecat așa de nebună. Fără să spună? Fălenții, iartă-mă și pe mine, dar ești proastă rău de tot. Regina! Regina e acasă, bre, unde? Fă, ce dracu cauți, bre, aici? Unde te crezi aici? La cantină? Vii când vrei, faci ce vrei, unde te vezi tu aici? De ce e breve alăturile? Că mă aștept pe picioare, ce am? Și dacă te ștezi pe picioare, ce dracu vrei? Ești dracu afară de la mine din casă și așa e seacă rău de tot și aduci ghinion. Ia dai-ți dracu din gură că n-adu niciun ghinion. Eu am venit să o caut pe Regina.
Fă dacă vrei să te vezi cu Regina, cere audiența, înțeles? Faci o cerere frumos, lasă-ne în pace. Rehala, Ditole, ia vină cu acest. Ce vrei, fă? Să știi că am deschis cărție și e și rău de tot. E rău de tot de Regina. Ți-am zis, mă, Armando, ți-am zis? Așa... Vino, mă. Ne dai un cei. Da, cum văd? Plecați, dracu, și te afară. Ce pice este? Plecați, sărăcile, dracu. Ce gură mare aveți, cărți dați. Nu mai stai, facă, uite-te cum se port. Tu te fă de aici.